fost panică în această dimineață la casa familiei Andrei. Tonciu, sora mai mică, vedete, a făcut o descoperire uluitoare. Tânăra a găsit la poartă un obiect straniu, care la prima vedere a părut a fi o grenadă. Ce a făcut cu ea știe colega mea, Dana Luțu. Bun găsit, Dana! Explică-ne puțin ce s-a întâmplat. Bună ziua! Într-adevăr, în jurul orei 23, Lorena, sora cea mică a Andrei Tonciu, a ajuns acasă și a constatat că în dreptul porții există un obiect straniu care împiedica accesul în casă. Aceasta l-a îndepărtat în necunoștință de cauză, iar la câteva ore distanță a fost efectuat un apel la serviciul de urgență 112 pentru a anunța că există o grenadă în fața porții, iar atunci s-a mobilizat o echipă de giniști. În acest moment, strada unde locuiește familia Andrei Tonciu este accesul restricționat, iar un corp din școala din apropiere, copiii au fost evacuați pentru securitate. Mai multe detalii vine tatăl Andrei Tonciu, domnul Răzvan, cel care ne povestește exact ce s-a întâmplat. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne, ce ați constatat și pe camerele de supraveghere? Pe camere, momentan, trebuie să vină poliția să-și facă datoria. Am constatat două mașini suspecte, v-am zis, un Logan alb și încă o mașină neagră, care a stat cel puțin jumătate de oră la mine în fața casei. Totul ce s-a întâmplat este un real pericol pentru viața familiei mele și pentru... Nu știu cine a putut să facă așa ceva, că nu am făcut rău la nimeni, nu am datorii la nimeni, nu știu. N-am supărat pe nimeni niciodată. Deci nu a fost un obiect, a fost într-adevăr o grenadă? Într-adevăr, a fost o grenadă reală, dar era inofensivă. Deci asta a fost bine, că dacă era ofensivă, vă dați seama că fiica mea nu mai era. Înțeleg că fiica cea mică este în stare de șoc și se gândește ce s-ar fi putut întâmpla dacă într-adevăr... Da, prima oară n-a fost în stare de șoc, tocmai a zis că e o glumă, adică că e o grenadă, nu știu dacă știți, la magazin se găsesc grenade de astea, de copii. Și a zis că e de-aia și luat-o de pe clanța ușii să o arunce. Prima oară de-aia, acum e frică, tremură toată, săracă. Spuneți-ne dumneavoastră, ați văzut împreună cu noi imagini, ați văzut acea mașină care a staționat foarte mult. Ce s-ar fi putut întâmpla de s-a ajuns aici? Iată, stradă închisă în apropiere de școală. Nu știu, v-am zis, nu știu care este cauza și cine a pus-o. Și ce glumă, dacă a făcut cineva gluma asta, nu e o glumă, e o glumă nu proastă, foarte, foarte proastă. Vă dați seama, dacă se întâmpla ceva și era grenada bună, avem și școala vis-a-vis. Noi la în jurul orei 6 și ceva am plecat de acasă, 6 jumate. Veneau părinții la școală cu copiii. Ce se întâmpla dacă aia exploda acolo? Vă dați seama câte decese erau. La ce oră ați constatat pe camere că a ajuns acea mașină care, spuneați dumneavoastră, este suspectă și a staționat foarte mult? În jurul orei 9:30 și a stat până aproape de 10, aproape. A stat cu luminile aprinse, a coborât cineva din ea, iar s-a urcat, iar a coborât. Bănuiesc că ăsta e principalul suspect. Acum să vedem, să constatăm cu poliția de la fața locului sus la camere. Încă nu au concluzionat nimic polițiștii. Momentan nu au concluzionat. Au concluzionat decât că grenada era reală, dar nu era ofensivă. Iată, accesul este restricționat și în continuare, ancheta este în desfășurare. Acestea au fost informațiile pentru moment de aici. Cristina, înapoi la tine. O vorbă din popor spune că în sufletul nostru rămânem toată viața copii. Drept urmare, nu este niciodată prea târziu să retrăim copilăria și să ne bucurăm de momentele specifice, indiferent de vârstă. O demonstrează și artista Nicoleta Matei, care își retrăiește acum primii ani din viață alături de nepotul său. Am mers împreună cu ea într-un parc de distracții pentru copii, iar aventura a fost la cote maxime. V-ați imaginat-o vreodată pe Nico, artista cu o voce uluitoare și o carieră de senzație, în postura unui copil? Ei bine, chiar dacă a trecut de mult timp de această etapă a vârstei, Nico retrăiește ori de câte ori poate distracția specifică a acestei vârste. Așa, să avem toate sărbătorile. Oh, wow.
ține rotit de mâna. Când vine vorba despre distracțiile copilăriei, artista Nico are un predecesor de nădejde, care a încercat multe variante de distracții și este dornic să descopere și mai multe. Nepotul ei, Matias, care o provoacă zilnic la noi experiențe. Cum este să retrăiești copilăria alături de nepot? Este minunat, tocmai ce spuneam, că vreau să copilăresc și eu împreună cu el. Și iată că avem locuri frumoase unde ne putem distra. Este o altfel de bucurie. Nu e aceeași bucurie ca atunci când ai într-adevăr copilul tău. E altceva. Să știi că pentru el, el deja se joacă. Vrei să spui cu ce se joacă? Cu tigăi, cu linguri de lemn, cu spată. Băi, e bucătar. De ce vrea să fie? La noi în familie avem deja un bucătar. Sora mea, eu nu mai zic, e bucătarea asta excepțională. Și cred că și el va fi... Da, nu o să-l las. Venirea pe lume a nepotului i-a trezit artistei multe amintiri din copilărie ce păreau uitate. Nico o privește în urmă cu nostalgie, dar și cu recunoștință. Să știi că mă gândesc cu tare drag la tot ceea ce mi-a oferit tătuțul meu și mămicuța mea, pentru că au fost lucruri de care mi-amintesc cu drag. Nu pot să spun că am avut de toate, dar poate că nici n-aș fi atât de fericită cum sunt acum, pentru că n-am avut. Nu-mi pare rău. Acum, cu maturitatea omului trecut prin diverse experiențe, Nico apreciază cel mai mult familia și unitatea din mijlocul neamului ei. Suntem foarte fericiți că suntem noi, cu toții, da? Suntem toți frații, 3 fete și un băiat. Mama e fericită pentru că ea ne-a mai rămas alături. Dar tatăl meu a fi tare fericit. Bucuria primilor ani de viață nu trebuie uitată niciun moment, iar artista, a cărei înfățișare este impecabilă, știe că o mare parte din aspectul ei permanent tânăr se trage și din cultivarea sufletului de copil. Fiecare om are un mic copil care mai trebuie trezit din când în când. Eu mă simt atât de fericită când câteodată, și nu câteodată, de foarte multe ori mi se întâmplă să țip ca un copil, să mă port ca un copil, să gândesc ca un copil, da, și nu-mi pare rău. Pentru că în momentul în care nu mai ai sentimentele astea de copilărie, înseamnă că ești un om mort. Frica de bătrânețe ne împiedică deseori să trăim așa cum ne-am dori. Pentru unii, vârsta impune atât de multe bariere, încât nu se mai simt confortabil. Colega mea, Mădălina Bichir, a aflat de la psihologul Cristian Andrei ce putem să facem ca să nu ne menținem o stare de bine, indiferent care sunt anii din buletin. De când ne naștem știm cu toții că urmează această perioadă a bătrâneții, doar că unii o percep poate diferit, ca pe un coșmar care se apropie. Cum se manifestă această teamă de bătrânețe și când apare ea? Teama de bătrânețe este legată foarte mult, cel puțin în cultura românilor, de reținerea față de neputință, să devii neputincios. Nu mai ești sprintenul care erai, frumoasa care erai, capabilul care erai, respectatul care erai. Și atunci, bineînțeles că sunt la dispoziție prea puține lucruri, ai avea nevoie să acționezi prin intermediul altora. Se combină această teamă de inutilitate cu teama de singurătate. Da? Nici măcar nu ai cui să-i exprimi ceea ce ai învățat, să înveți pe alții și să facă alții în locul tău ceea ce tu nu mai poți. Când începe să se instaleze în viața fiecăruia dintre noi această teamă de bătrânețe? Multe dintre aceste perioade de revelație asupra bătrâneții sunt legate de vârstele rotunde. Aoleu, am făcut 30 de ani. Încă de la 30 de ani începe. Vai de mine, sunt la 40 de ani. Și după aia încep cu 50, 60, 70 încolo. Ne ajută, între ghilimele, foarte mult și bătrânețea pe care o observăm la alții și pierderea cuiva și faptul că cineva se îmbolnăvește. Ne dăm seama că, de exemplu, dacă o persoană de 45 de ani și-a pierdut ambii părinți, ce se naște în capul ei? Urmez eu. Ne poate influența prezentul atât de mult, această teamă de bătrânețe? Da, de multe ori teama de bătrânețe creează o tendință la renunțare. O lași baltă. Nu te mai lupți, nu mai creezi, nu mai alergi, nu mai cauți oameni, tu însuți te izolezi. Okay? Și sunt niște consecințe destul de clare. De asemenea, nu te mai îngrijești foarte mult. Sunt, poate ați văzut, femei care nu-și mai aranjează părul, părul se încărunțește. Sau bărbați care
nu-și mai tun părul sau nu-și mai cumpără haine noi. Cum am putea să trecem peste această frică, să nu ne lăsăm conduși de ea încă de la o vârstă fragedă, chiar 30 de ani, așa cum spuneți? Există diverse trucuri, ca să le spunem, însă ele sunt destul de eficiente. Poate că cel mai important dintre ele este să ai de-a face cu oameni tineri. Să ai de-a face cu copii, să ai de-a face cu adolescenți, dintre prietenii tăi să fie suficient de mulți oameni care sunt dinamici, care își trăiesc viața tinerește și te antrenează și pe tine. Oamenii ăștia se duc să danseze. Nu văd o problemă din a dansa și tu, din a-ți exprima capacitățile fizice, bunul gust, sociabilitatea, adică realmente acele lucruri care sunt acolo, dar poate că nu aveai motive să le folosești, te gândeai că n-ai pentru cine. Mihaela Grindeanu a avut parte de o vacanță de vis în Spania, mai exact într-un castel din Marbella, iar astăzi a venit să ne împărtășească impresiile de acolo. Bună ziua! Bună ziua și bine te-am regăsit! Bine ai revenit, Mihaela! De fiecare dată o plăcere! Am văzut câteva poze cu tine din vacanță. Da, am fost în Marbella, a fost superbă vacanța, mini-vacanța, pentru că n-am stat foarte mult. Mi-aș fi dorit să stau mai mult, dar poate că... De ce nu o să ne reîntoarcem în Marbella și să stăm mai mult la acel castel care este superb? Câte zile ai stat mai exact? Am stat 4 zile. 4. Cum este să stai într-un asemenea castel cu așa priveliște? Te simți ca o prințesă? Da, chiar te simți ca o prințesă. Este o priveliște superbă. Când te trezești dimineața și vezi marea în fața ochilor, într-adevăr este superb. Mi-aș dori ca fiecare din oamenii care ne privesc să ajungă măcar o dată în Marbella sau în acea zonă și să vadă cât de frumos este acolo. Și noi avem în țară foarte multe locuri frumoase, dar și în străinătate trebuie să mergem să vizităm locuri minunate. Acest castel este al unui român stabilit în străinătate și este administrat de alt român, un prieten de al nostru. Da, este superb și cei care își doresc să ajungă acolo, de ce nu pot să ajungă? Cu cine ai fost în vacanță? Am fost în vacanță cu câțiva prieteni și cu iubitul meu. Și ce activități ați mai făcut acolo? Păi am vizitat pe acolo, am stat într-o zi la plajă, într-o zi am prins vreme un pic mai capricioasă, dar... Să știi că prețurile sunt foarte diferite față de prețurile noastre, adică toți ne-am aștepta ca prețurile să fie mai ridicate, dimpotrivă. Acolo prețurile sunt mai mici, oamenii, chiar dacă au salariile mai mari, își permit să se relaxeze în vacanțe, în vacanțele pe care le au după ce muncesc și am putea să locuim acolo liniștiți cu banii care câștigăm în România. Serios, ai putea să-mi dai exemplu, de exemplu, o înghețată, cât costă? O înghețată, nu știu exact cât costă o înghețată, pentru că am cumpărat o înghețată, mai multe mai înghețate mult la pachet, dar vreau să-ți spun la ce am făcut eu diferența, la un balsam de rufe. Așa. La noi un balsam de rufe este în jur de 20 de lei, acolo un balsam de rufe costă 1 euro și un pic. Okay. 1,30 euro, 1,50 euro. Deci e o diferență destul de mare. E o diferență destul de mare, da. Vă dați seama dacă la un balsam de rufe e așa diferență la restul. Ce obișnuiesc să ții ca și suvenir din vacanțe? Păi obișnuiesc să-mi cumpăr haine, dar cum am ajuns așa în weekend și acolo în weekend sunt închise magazinele, nu am apucat să-mi cumpăr foarte multe lucruri, mi-am cumpărat câteva hăinuțe, dar am primit un cadou de la domnul care are grijă de acest castel. Am primit un inel foarte drăguț. Superb este, arată-l către cameră, colegilor mei, superb. Dacă foarte puteți frumos să-l vedeți, da, este într-adevăr foarte frumos. Mulțumesc tare mult, domnul Petrică, pentru acest cadou și mulțumesc pentru că ne-ați primit cu atâta drag. Oamenii din străinătate simt altfel momentul în care se întâlnesc cu români. Mihaela, știu că ai filmat videoclip nou. Am filmat un videoclip, da, înainte de Paște, la o priceaznă, la un cântec religios, într-o bisericuță foarte veche. Probabil că o să ajungă și în patrimoniu UNESCO această bisericuță. Este foarte, foarte, foarte veche. Este situată în județul Sălaj, în comuna Dragu, satul Adalin. Este o bisericuță din 1900, 1700 și ceva.
A fost și recondiționată, acum este păstrată mai mult ca muzeu. Cei care sunt de acolo pot să o viziteze sau cei care ajungeți în județul Sălaj, vă recomand din suflet să o vizitați și să vă încărcați sufletește. Ce frumos spus! Din punct de vedere profesional, ce așteptări să avem? Ce din punct de vedere profesional, acum lucrez la foarte multe melodii, probabil în următoarea perioadă o să și apară pe micile ecrane și pe piață, cum ar spune majoritatea dintre noi. O să ajungă la sufletele dumneavoastră mai multe melodii, atât de muzică populară, cât și de muzică ușoară, pentru că pregătesc și câteva melodii alt gen muzical decât cele cu care i-am obișnuit pe prietenii mei, cum îmi place mie să le spun, pe admiratorii mei. Mihaela, eu îți mulțumesc tare mult pentru asta și te mai aștept în plac. Și eu îți mulțumesc tare mult și vă doresc, dragilor, o zi minunată. Asemenea. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753-123-133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Eu sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă. La revedere! Bună ziua, dragii mei! Până în această seară, la ora 23, avem în vigoare cod galben de instabilitate atmosferică. În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Munteniei și al Olteniei vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. În restul țării, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări de scurtă durată pe timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi mai mult înorat, va ploua cu tunete și fulgere și vor fi până la 20 de grade în Ploiești, 23 de grade în Slobozia. În Transilvania sunt anunțate ploi cu descărcări electrice pe arii extinse, vor fi 17 grade în Brașov, 18 grade în Sibiu. În Moldova avem parte de vreme mohorâtă, vor fi înorări accentuate pe tot parcursul zilei și să vă așteptați la precipitații însoțite de descărcări electrice. Vor fi până la 20 de grade în Focșani, 18 grade în Piatra Neamț. În vestul țării vor fi ploi torențiale astăzi cu descărcări electrice, ploile vor fi pe arii extinse, iar temperaturile maxime urcă iată la 26 de grade în Arad, 25 de grade în Oradea. Nici în Oltenia nu scăpăm de precipitații, ploile vin însoțite de tunete și fulgere, vântul va avea intensificări, iar maximele ajung la 23 de grade în Slatina, 22 de grade în Târgu Jiu. În Dobrogea cerul va fi variabil cu unorări accentuate și sunt șanse mari să plouă mare parte din zi. 22 de grade vor fi în Megidia, 24 de grade în Tulcea. În capitală, vremea va fi în continuare instabilă. Cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi averse slabe cantitativ, însoțite chiar și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi de 23 de grade. La noapte, cerul va fi înorat în mare parte, sunt anunțate precipitații, chiar și descărcări electrice, minima coboară la 14 grade. Mâine să știți că se încălzește ușor, sunt șanse să plouă în continuare, dar vor fi ploi ceva mai slabe față de zilele trecute, maxima urcă la 26 de grade. La munte, vremea va fi instabilă cu unorări temporar accentuate și perioade cu averse cu descărcări electrice pe arii extinse. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi mai însemnate și pot să ajungă până la 20-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor fi și căderi de grindină. Se vor înregistra 16 grade la Stâna de Vale, 14 grade în Sinaia. La mare, cerul va fi temporar noros, trecător vor fi și averse cu descărcări electrice, vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare, iar maximele vor fi de 22 de grade în Eforie Nord, 23 de grade în Mamaia. Iar acum prognoza meteo personalizată. Alexandra m-a întrebat cum va fi vremea astăzi în Iași. Maxima ajunge la 20 de grade și sunt șanse mari să plouă. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre ca de obicei pe adresa de mail meteo@canalde.ro. După amiază excelentă vă doresc, indiferent de vreme.